Proprietarul autoturismului nu are o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat. Spune că nu are dușmani, însă nu exclude posibilitatea ca focul să fi fost pus de un vecin cu care a avut un conflict mai vechi pentru un loc de parcare. Că pentru așa ceva, pentru că am făcut o parcare în loc de la o scară la cealaltă, să poată să spună foc. Mi-e greu să cred așa ceva. Să fie un circuit la motor? N-a fost dragman deloc de atâția ani de zile. Auzi destul de repede. N-am aflat nimic, nu știu nimic despre cât de repede a avansat focul sau ce s-a întâmplat, a fost explozie, a fost un foc, n-am știut nimic. Vecinii povestesc că au auzit o bubuitură și au sunat imediat la 112. Am auzit doar o bubuitură și s-a speriat câinele. Eram în casă și s-a speriat câinele și am coborât. Deocamdată nu se știe de la ce anume a izbucnit incendiul. Polițiștii urmează să stabilească dacă focul a fost pus intenționat sau dacă a fost vorba despre un scurt circuit. Am fost solicitat să intervin pentru stingerea unui incendiu la un autoturism. În momentul sosirii la locul incendiului am constatat că ardea autoturismul Renault în interiorul acestuia. Pericol de propagare? Era pericol de propagare la autoturismul Volkswagen din spatele Renault-ului, dar am acționat cu o linie dinspre Volkswagen și am oprit extinderea. Ardea în totalitate când ați ajuns? În totalitate, în interior. Cauzele sunt în curs de stabilire. Pagubele provocate se ridică la câteva mii de euro, iar autoturismul nu mai poate fi reparat pentru că a fost distrus în întregime.